Forfotă mare în piețele din județul Mehedinți și asta pentru că a venit sezonul fructelor și legumelor. De această dată vorbim despre roșiile românești, o delicatesă a sezonului, nelipsite de pe mesele românilor în sezonul cald. Odată cu venirea verii, românii consumă tot mai multe fructe și legume proaspete pe care le asociază cu brânza, iar favoritele românilor sunt chiar roșiile. În piața Mircea din municipiul Drobeta Turnu Severin este o forfotă mare în aceste zile. Comercianții au venit încărcați cu roșii proaspete românești și extrem de gustoase. Era aproape imposibil să nu vezi un cetățean cu o plasă de roșii în mână. Au apărut roșiile românești în piață. Da. Chiar am gustat și sunt foarte bune. Cumperi de la piață? Ocazional, când am drum. Dar acum că au apărut legumele și fructele românești, probabil vii mai des. Da, bineînțeles. Ești mulțumit de calitatea produselor? Da. Față de ce este în supermarketuri, mult mai bun. Foarte bine. Ce mai părere să mai am? Ați luat ceva de aici din piață? Da, am luat. Am luat roșii, am luat fasole verde, am luat cartofi, am luat. Sunteți mulțumită de... Mulțumită. Acum, ce să faci? Cam scumpe, dar și omul muncește. De obicei, cumpărați de la piață sau de la supermarket? Nu, de la piață. Mult mai sănătoase. Da. Roșiile constituie principala masă a românilor pe timpul verii. Este combinația ideală în zilele caniculare, mai ales că merg consumate direct din frigider. Mai mult, roșiile sunt ideale în dietele de slăbit, întrucât conțin o mare cantitate de apă și fibre, de unde rezultă și o senzație prelungită de sațietate. În ceea ce privește conținutul caloric, o roșie de mărime medie are în jur de 30 de calorii. De ce îi cumpărați din piață sau de la supermarket? Cumpărăm din piață, că e mai bun. Mai sănătoase. Da, sunt mai sănătoase. Sperăm că mai bagă și ei câte ceva la... Ce ați cumpărat până acum? Și roșii, și varze, și ardei, și toate fructe. Sunteți mulțumit de calitatea produselor? Mulțumit, da. Cinste lor. Au apărut fructele și legumele românești în piețe. Ce părere aveți dumneavoastră? Cumpărați din piață? Da, aia a doua oară când vin în piață. Ce ați luat până acum? Roșii, castraveți, varză. Mulțumit de calitatea produselor de aici. Să știți că sunt mulțumit. Și prețul e bun. Și față de ce a fost anul trecut, sunt mai bune prețurile. De obicei, obișnuiți să cumpărați de la piață sau de la supermarket? Românești ăștia numai de pe la piață. Deci de la producător direct. Producător direct. Acolo pricopsim pe ea cu marketul. Severinenii afirmă faptul că preferă să cumpere din piață în detrimentul fructelor și legumelor din supermarketuri, deoarece, spun aceștia, calitatea este una superioară, iar produsele sunt în permanență proaspete.